puterea ei și de niciunul n-a putut să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei lui și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Și a zis Iisus, cine este cel ce s-a atins de mine? Dar toți păgăduind, Petru și ceilalți care erau cu el, au zis, Învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strântorează și tu întrebi, cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis, s-a atins de mine cineva, căci am simțit o putere care a ieșit din mine. Și femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând și căzând înaintea lui, a spus de față cu tot poporul, din ce pricină s-a atins de el și cum s-a tămăduit îndată. Iar el i-a zis, îndrăsnește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. A venit cineva de la mai marele sinagogi zicând, a murit fiica ta, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns, nu te teme, crede numai și ea se va izbăvi. Și venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el decât numai pe Petru și pe Ioan și pe Iacov și pe tatăl copilei și pe mamă. Și toți plângeau și se tânguiau pentru ea. Iar el a zis, nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Și râdeau de el, știind că a murit, iar el, scoțând pe toți afară, a apucat-o de mână, a strigat zicând, copilă, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors și a înviat îndată. Și-a poruncit el să-i se dea să mănânce și-au rămas uimiți părinții ei, iar el le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Zisa Domnul ucenicilor săi, cel ce vă ascultă pe voi, pe mine vă ascultă, și cel ce se leapădă de voi, se leapădă de mine. Iar cel ce se leapădă de mine, se leapădă de cel ce m-a trimis pe mine. Și s-au întors cei 72 cu bucurie zicând, Doamne, și demonii ni se supun în numele Tău. Și le-a zis, am văzut pe diavolul ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcați
peste cer și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucurați de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în ceruri. În acest ceas, El s-a bucurat cu Duhul și a zis, Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne, al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Joshua.